Într-un joc care a contat pentru etapa 14-a Ligii a 5-a Hunedoara la fotbal, echipa Agro Companii Băcia a învins cu categoricul scor de 5-0 pe CS Ghelari. Acest succes, coroborat cu remiza dintre Cerna Lunca Cerni și Unirea General Bertlo, urcă pe Agro Companii Băcia pe primul loc în clasamentul primei serii cu 4 etape înainte de final. În 2014, clubul sportiv Agro Companii Băcia împlinește 10 ani de la înființare, iar jucătorii vor să sărbătorească aniversarea cu o promovare în Liga 4-a Hunedoara. Veți reuși să sărbătoriți 10 ani de la înființarea echipei Agro Companii Băcia cu o promovare în Liga 4-a? Mai vrem și sperăm să fie așa. Ce? Să sărbătorim frumos, cu o victorie în ultima etapă, neapărat și o promovare. Edilul șef al Comunei Băcia are încredere că echipa poate face pasul în eșalonul superior. Credeți că va reuși să revină la sfârșitul sezonului actual în campionatul județean? După dorința, ambiția și capacitatea echipei, eu cred că Agro Companii Băcia poate oricând să promoveze în eșalonul superior. În finalul campionatului, Agro Companii Băcia va mai juca cu AS Sântă Maria Orlea și Dacia Boșorod în deplasare, Voința Sălașul de Sus și Sargeția Bretea Română pe teren propriu. Tot în runda 14-a s-au mai înregistrat următoarele rezultate. Cerna Lunca Cerni, Unirea General Bătlo, 2-2, Măgura Pui, AS Sântă Maria Orlea, 8-1, Cetate Răchitova, Voința Sălașul de Sus, 8-1 și Sargeția Bretea Română, Dacia Boșorod, 3-5. Interesant este faptul că trei echipe de pe podium au același număr de puncte, 28 fiind departajate în clasament de golaveraj favorabil Băciei, urmată de Unirea General Bertlo și Cerna Lunca Cernii.